Dorel Poader a explodat, atac incendiar la specialiștii care au redactat raportul Greco. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ce a discutat personal cu specialiștii care au redactat raportul Greco. Acetia nu se ridică la nivelul de profesionalism necesar pentru a redacta un raport asupra unei ieri. Raportul Greco, din păcate, a fost transformat într-o temă politic mult mediatizat, sublinierea cu prea multe inexactitudini. Punct. În ziua publicării raportului, cu ghilimelele de rigoare, am fost somat să public de îndat raportul, dacă nu, cu siguranță am ceva de ascuns. Această somație venea aproape concomitent de la o anumită platformă, de la o asociație, de la o doamnă care a trecut prin cabinetul de ministru al Justiției, sublinierei de la o altă doamnă al cerei nume prefer să nu îl public. Este regretabil dacă autorii somaciei, cu ghilimelele, nu cunosc procedura Greco, după cum este sublinierea regretabil dacă o cunosc, sublinierea i-au prezentat-o tendencios, a spus Toader. Toader a spus că raportul este opera exclusivă a experților Greco, ce, tot un sublinierea, a stat discutat la Bucure sublinierea cu expercii, iar acei sublinierea nu i-au creat convingerea ce din punct de vedere profesional se ridică la nivelul conținutului din raport. Condemnul de a ne păstra demnitatea de legiferare, în acord cu specificul național, cu interesul național, respectând standardele constituționale europene, exprim speranța faptului că raportul Greco este opera exclusivă a experților Greco, raport realizat pe baza unei corecte documentări, fără eventuale contribuții venite din spațiul național. Am exprimat speranța aceasta pornind de la o realitate pe care am constatat-o, sublinierea, nu am să spun decât un lucru, eu, personal, am stat de vorbă la minister cu expercii Greco, nu mi-au creat convingerea ce, profesional, se ridic la nivelul conținutului respectivului raport, a mai explicat ministrul Justiției. Acesta a mai spus că raportul Greco este unul facultativ, iar expercii Greco nu pot trece peste voința legiuitorului național. Aceste preocupări din raportul Greco se suprapun peste ceea ce CCR a stabilit. CCR a stabilit ce înființarea secției speciale de ancheta magistraților, NR, este în acord cu Constituția. Raportul Greco este unul de orientare, facultativ. Stabile subliniere de standarde europene, dar expertul Greco, în mod categoric, nu poate să treacă peste voința legiuitorului național, verificat de CETRE CCR, care a stabilit ce reglementarea este în acord cu Constituția, a conchis Tudorel Toader. Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de CETRE PNL, pentru a da explicații privind raportul grupului statelor împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei, Greco.